cum vă înțelegeți cu domnul Nicuș Ordan? Sau care mai este relația cu primarul Capitalei? Am încercat să fiu cât se poate de deschis și să-l sprijin. L-am sprijinit și îl sprijin în continuare atât timp cât mă lasă domnia sa să fie sprijinit. În acest moment relația s-a îmbunătățit după ce eu am avut niște declarații în decembrie, când că nu plăcea zona în care se mergea relația noastră, dar cred că a înțeles. Acum vă răspunde la telefon? Da, da, mă și sună înapoi, e ok. Deci am o relație ok, la nivel personal construită, dar începem toți să dăm mici semne de nervozitate pe și nu doar să dăm semne, și să ne simțim puțin inconfortabili cu viteza cu care ar trebui ca să vină și niște reforme. Pentru că lucrurile se întâmplă foarte, foarte punctual. Nicușor Dan stinge un incendiu aici, apare altul, stinge alt incendiu acolo și se concentrează foarte mult pe a stinge diferite incendii. Da? Și trebuie să începem să construim. Adică trebuie să avem o planificare foarte clară. Trebuie să vedem de unde aducem bani suplimentari și am pregătit un material în acest sens, unde tăiem cheltuieli inutile. Și cum ne apucăm să facem reforme? Că până exact. La urmă despre asta când e nu ai vorba. Bani, este momentul esențial să faci reforme. Doamne, nu am. Și nu am altceva ce să fac, nu că nu vreau. Corect. Da? Și noi am zis, și dânsul a fost de acord, ca noi, la nivel de PNL, și noi o să avem lead-ul pe București, probabil că mi-am propus eu acest obiectiv, să venim cu reforme pe care să le cerem și să fie anunțat înainte, să fie discutate cu domnia sa, să nu luăm prin surpriză, prin surprindere, că nu e normal să le iei prin surprindere, plus că o parte dintre ele depind și de voința sa. Deci dacă le vrea să le asume bine, dacă nu vrea să le asume public, iarăși bine, că nu e nici fel de condiție aici, dar noi începem ca să ne asumăm și să împingem anumite reforme ca să echilibrăm bugetul. Și o să fac o comisie de presă pe această temă săptămâna aceasta.